Numărul cazurilor de COVID-19 este în creștere de mai bine de 3 săptămâni, iar medicii atrag atenția că riscul cel mai mare este în spațiile închise. Astfel, în toamnă ne putem aștepta ca autoritățile să reintroducă restricții împotriva infecției cu SARS-CoV-2. Cazurile de COVID-19 au crescut alarmant în toată Europa, inclusiv în țara noastră. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a anunțat că a recomandat managerilor spitalelor din întreaga țară să aplice un ordin de ministru mai vechi care vizează obligativitatea purtării măștii sanitare de protecție în incinta unităților medicale. Scopul este protejarea pacienților, dar și a aparținătorilor care merg în vizită la cei internați. Astfel ne punem deja întrebarea dacă ne vom întoarce la restricții din toamnă. Dacă se întoarce virusul și e nevoie de mască, da, sunt de acord. Dumneavoastră ce părere aveți? Credeți că am putea intra într-un al șaptelea val? E posibil. E posibil, pentru că lumea circulă și virusul își face treaba lui. E foarte bine. Numai, deci, masca e bună pentru exterior și interior, dar să nu fie și alte restricții, cum a fost de nu puteai să ieși din casă. Am făcut vaccinurile, 3, și de 2 ori m-am îmbolnăvit după vaccinuri. Vă așteptați să se mai întoarcă pandemia? Cred, după cum văd la televizor, cred că se va întoarce. N-am părere bună. N-am. Eu când veneam în oraș, pentru mine era o teroare când intram prin magazin. Mai ales eu cum sunt... Am puțin și azi, vă dați seama, pentru mine până ieșeam din magazin era teror. Deși ne-am obișnuit cu libertatea, se pare că realitatea este alta. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a afirmat în cadrul unei conferințe de presă că centrele de testare COVID vor fi redeschise. De asemenea, acesta a precizat că se păstrează recomandările privind purtarea măștii în spațiile închise, igiena mâinilor și aerisirea spațiilor publice.